Vi s-a întâmplat să terminați o facultate și să vă dați seama că nu asta este ceea ce vă place să faceți, deși aveți succes în acest lucru? Dacă da, stați liniștiți, nu sunteți singuri. Ni s-a întâmplat multora dintre noi acest lucru. Vă invit ca în această seară să ne urmăriți la 20+, pentru a afla poveștile unor oameni care nu s-au complăcut în a face ceva ce nu le plăcea 100%, ci au căutat adânc în ființa lor și au descoperit pasiunea și au transformat-o în job. Despre cosmetice bio, imagini, sunete și multe altele aflați în această seară la 20+. Rămâneți alături de noi! Seara, dragi prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim la 20+. Pentru că avem foarte mulți oameni pasionați de ceea ce fac în România, vă propun să aflăm și în această ocazie noi povești și experiențe de curaj, ambiție, devotament, pasiune și, în final, de succes. Experiențe ale unor oameni care iubesc ceea ce fac. Dăm startul discuțiilor din această seară împreună cu Oana Bernecher, antreprenor. Bună seara, Oana, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ai lucrat timp de foarte mulți ani în publicitate și ai lucrat pe poziții de conducere, te-ai bucurat de un succes foarte mare. Aș vrea să te întreb dacă poți avea succes într-un domeniu dacă nu ești pasionat de acel domeniu. Dacă mă uit la exemplul propriu, răspunsul ar fi da. Publicitatea nu a fost pasiunea mea, a fost o întâmplare ca multe altele prin care am trecut în viață și faptul că ceea ce am făcut a fost făcut cu dedicare și cu dăruire, probabil că m-a ajutat să ajung până în vârful piramidei. Deci poți să ai rezultate bune, vizibile, dar să nu te simți tu acolo, în interior, ok. Acolo era o mască bine așezată și... Cum ți-ai dat seama de ceea ce îți place să faci? Cum ai luat hotărârea să faci această schimbare radicală de domeniu? Când am intrat în publicitate știam un lucru foarte clar și anume faptul că nu o să ies la pensie din publicitate. N-aveam nici cea mai mică idee ce o să fac sau încotro o să merg, dar știam că la un moment dat cumva drumul acela va rămâne în urmă și eu o voi lua pe alt drum. Și momentul, a trebuit să vină un moment, e clar lucrul ăsta, în care am simțit că de acolo înainte nu mai pot merge fără ca sufletul meu să fie împăcat cu ceea ce face. Și atunci, asumându-mi riscurile, pentru că nu știam, aveam câteva idei, dar nu știam exact ce urmează să fac, am luat decizia ca să caut altceva mai bun pentru mine în viață. Asta voiam să te întreb pentru că îmi imaginez că au fost acolo niște procese de gândire îndelungi și trebuia să renunți la un job stabil, bine plătit. Și să începi, iată, ceva ce nu știa exact unde va duce. Da, așa e. Cred că atunci când lucrurile se așează într-un anumit fel, poți să iei decizia asta. Pur și simplu, în momentul acela, socotelile pe care mi le-am făcut, asumându-mi riscul de a nu ști care este următorul pas, îmi spuneau că o să am undeva între jumătate de an spre un an veniturile acoperite astfel încât să pot să găsesc eu răspunsul potrivit pentru mine. Evident, undeva în mintea mea rula deja care să fie următorul pas, ce îmi doresc eu să încerc și încotro aș vrea. Și care a fost următorul pas? Atunci aveam două idei. Făceam o școală de coaching și credeam că coachingul va fi viața mea într-o bună zi. Și știam în momentul acela că am nevoie să fac ceva cu mâinile. Am o bucurie mare de a vedea lucruri care ies din mâinile mele și atunci știam că trebuie să fac ceva în direcția asta.
Și am pornit cu aceste două idei în gând. Partea cu florile s-a conturat mai rapid și am simțit că acolo erau și mai mulți implicați. În coaching aș fi fost eu singură, îmi construiam eu pas cu pas drumul și atunci cumva m-am dus către, făcând o listă, discutând cu o prietenă care să fie pasul nostru încotro să mergem, că vrem să intrăm amândouă în poveste, am ales povestea florilor și așa am intrat către flori și am lăsat coaching-ul în ideea că la un moment dat poate o să ajung să fac și lucrul ăsta. Care este floarea ta preferată? Floarea mea preferată este bujorul. Bujorul. Da, și cred că dacă aș fi fost o floare, bujor aș fi cred fost. Că și accesoriul din pieptul tău așa e, este așa tot e. Un bujor. Cumva, foarte... mi se pare o replică reușită, floarea pe care o am cu foarte mine. Foarte frumos astăzi. Și mie îmi plac foarte mult bujorii. Cum a fost trecerea aceasta de la, nu știu, de la a lucra undeva într-un mediu sigur la antreprenoriat până la urmă? Care au fost cele mai mari provocări? Ce am realizat eu imediat după ce am zis demisia, mă opresc, îmi caut drumul meu, a fost că nu neapărat locul în care îmi desfășuram activitatea era ceva care în momentul respectiv nu mai era potrivit pentru mine, ci și felul în care credeam eu că merită făcute lucrurile nu era potrivit. Cu alte cuvinte, am realizat că cel mai dur șef al meu sunt eu și numai eu și am intrat, după ce mi-am dat demisia, într-un vârtej, într-o viață din asta așa accelerată în care vroiam să construiesc și să dovedesc și să fac de parcă nu mai exista mâine. Și ușor, ușor am început să realizez că nu asta e ceea ce îmi doresc să fac sau nu e asta ceea ce o să mă împlinească și am redus motoarele astfel încât să pot să-mi găsesc ritmul în care să-mi iasă lucrurile așa cum îmi doresc eu să-mi iasă. Într-adevăr, cred că avem cumva imprimată imaginea aceasta a antreprenorului care este într-o continuă alergare, ca și când nu ar exista mâine. Da. Se poate să faci antreprenoriat și să-ți găsești ritmul propriu, chiar dacă e mai lent? Eu cred că se poate dacă îți asumi toată ecuația pe care ți-o aduce alegerea asta. Pentru că fiecare lucru pe care îl faci, crede eu, în viață, este o alegere. O alegere care îți aduce și bune și mai puțin bune. Și dacă poți să trăiești cu asta, e o alegere minunată. Deci răspunsul meu este da, poți să fii antreprenor fără să muncești 24 de ore din 24. Este o veste bună pentru cei care ne urmăresc și cărora poate le teamă să înceapă din cauza asta. Ai lucrat, după cum ai spus, ai început cu florile și pe parcurs ai mai adăugat o activitate căreia îi aloci un timp majoritar, să zic, în momentul de față și anume lucrul cu copiii. Așa. Ce anume te-a determinat să faci această nouă schimbare și ce anume mai exact faci? N-am știut niciodată că lucrul cu copiii este ceva ce mă împlinește, dar drumul meu printre flori m-a condus la un moment dat către ideea de a face ateliere creative cu flori, cu copii sau cu adulți. Și pornind pe această idee a atelierelor creative cu copii, adulți și flori, am ajuns să fac ateliere cu copii și în locul în care am început să fac aceste ateliere cu copii, au apărut și alte oportunități, pentru că felul în care puteam eu să gestionez și atelierul, și creativitatea, și relația cu copiii, părea firesc și natural, cea care avea acel loc mi-a propus să mai fac încă un atelier și încă unul, fără ca asta să implice neapărat florile.
Și uite așa m-am trezit că din eu sunt cea care face aranjamente florale și asta fac zi de zi. Azi fac un atelier, mâine un atelier și din ce în ce mai multe activități cu copii au apărut în viața mea. Iar faptul că... Și a apărut o nouă pasiune. Da, iar faptul că mă simțeam împlinită și că mulți se sperie sau în fine, mulți copii la un loc, înseamnă de multe ori hărmălaie, discuții, fiecare cu nevoile lui. Și risc până la urmă. Da, și diverse riscuri. Și cumva tot spun că cum să faci asta? Asta te consumă, îți mănâncă energia. Descoperirea mea a fost că eu primesc energie și nu mi se ia din energia pe care o am în lucru cu copii. Și atunci, cumva, dacă primești, lucrurile vin de la sine. E ceva ce te încarcă, ce te face să mergi mai departe, să continui, iar bucuriile pe care le ai atunci când lucrezi cu copii nu cred că se compară, nu știu, cu multe lucruri pe care le-am experimentat eu. Pentru mine au fost satisfacțiile majore în tot ceea ce am făcut. Foarte frumos. Mă gândesc acum că se pot asemăna, cred că puțin, copiii cu florile, că sunt delicați, delicate și cred că, mă rog, dacă îi aveai ca pasiune florile, nu cred că nu puteau să se lipsească copiii. Și copiii, da. A renunțat la un post de manager pentru a lucra cu flori și copii. Rămâneți alături de noi pentru a afla povestea Oanei Bernecher. În momentul de față știu că gestionezi proiectul Hai Afară, Hai la Joacă. Mm-hmm. Ce ne poți spune despre el? Am ajuns în povestea asta tot din ideea de a face activități cu copiii, în momentul în care activitățile pe care le făceam și în locul în care le făceam am simțit că nu mă mai împlinesc și atunci s-au așezat alte lucruri în viața mea care m-au condus către ideea de activități în aer liber, pornind de la un curs de Forest Kindergarten, o idee venită din nordul Europei, care spune că în perioada preșcolară copiii pot să-și desfășoare marea parte a zilei afară în natură și să capete acolo să învețe tot ce au ei nevoie în perioada respectivă. Și pentru că peste noapte o grădiniță sau un forest kindergarten nu era o investiție sau o idee la care aș fi vrut să mă înham, am găsit varianta potrivită pentru mine. Și varianta asta potrivită pentru mine a fost să fac atâtea ateliere câte pot doar eu, să fac cu copii care în weekend, deci nu în timpul săptămânii atunci când sunt la grădiniță, și-ar dori să vină la o activitate care se desfășoară numai în aer liber, indiferent de vreme. Și cum arată aceste întâlniri? Sau nu știu, cât durează, ce faceți? De obicei durează undeva aproximativ 2 ore. Locul în care mergem nu este un loc, nu e un loc de joacă sau nu e un loc amenajat în sensul clasic al cuvântului, ci mergem în pădure. În pădure unde de fiecare dată, în funcție de anotimp, în funcție de, nu știu, sărbătorile din perioada respectivă, avem câte o temă de explorat, avem câte un drum de parcurs și de descoperit. Pe lângă asta avem activități într-un loc în care ne putem opri, putem face și un picnic, avem locuri în care să ne cățărăm, avem momentul de poveste, dacă... Și toate lucrurile astea cumva sunt o structură pe care eu o am mereu în minte și elemente pe care le am cu mine ca astfel încât să pot face diverse activități cu copii, dar nu e nimic bătut în cuie, pentru că nu e ca și cum ar trebui să bifez neapărat am făcut și asta și asta și asta, ci în funcție de copii, de dinamica lor și de felul în care se așează grupul respectiv, pentru că diferă și felul în care se pot desfășura lucrurile în funcție de copiii care participă, aleg să fac într-o anumită ordine sau anumite lucruri cu ei, astfel încât să la sfârșitul zilei să
își dorească să mai rămână. Pentru că așa mi se întâmplă de cele mai multe ori, începutul e mai timid, mai cu pași mai mici. Nu se cunosc între ei copiii. Nu se cunosc întotdeauna. Toți. Sunt unii care vin în mod constant și atunci se revăd și se recunosc sau vin cu prieteni, frați, cunoștințe. Dar sunt și copii care nu se cunosc și până se încălzește puțin atmosfera și până ne împrietenim, durează ceva, iar la final constatăm că parcă mai sta puțin. Și repede parcă... a trecut timpul, nu? Exact. Acum plecăm, Oana, acum plecăm, mai avem un drum de parcurs, nu chiar nu e finalul. Așa este, tot ce e frumos se termină repede, la fel ca și discuția noastră din această seară, din păcate. Aș vrea să te întreb în final dacă ai regretat vreodată faptul că te-ai apucat de antreprenoriat, că ai renunțat la publicitate. Nu. Am auzit întrebarea asta de multe ori. Sunt mulți cunoscuți și prieteni care m-au întrebat lucrul ăsta. Nu. Răspunsul este un nu clar și convins că alegerea pe care am făcut-o a fost una inspirată și momentul a fost unul potrivit. Cu toate plusurile și minusurile. Cu toate. La pachet. Foarte frumos. Și dacă ar fi să dai un sfat de final celor care ne ascultă, care ar fi acesta? Le-aș propune să-și dea voie să facă ceea ce le place să facă, să se bucure de asta, să-și dea voie să greșească, să se ridice și să o ia de la început și asta în ideea că își doresc să ajungă cea mai bună versiune a lor. Foarte frumos! Îți mulțumesc mult, Oana, pentru că ai venit. Cu drag! Și sper să ne reîntâlnim și în ocazii viitoare. Dacă ați avea colagen marin, mimoză, ulei de chimen negru, ulei de orez, unt de cocum, primula, ulei esențial de cedru de Virginia, aun, argilă albă, camfor, ce ați face cu ele? Rămâneți alături de noi pentru a afla ce a făcut Nicoleta. Ești pasionat de ceea ce faci? Da, pot să zic că n-aș face ceva ce n-aș fi pasionat. Pentru că n-ar aduce și satisfacție. Și un proverb zicea că dacă faci ce-ți place, nu lucrezi o zi din viața ta. Crezi că vei ajunge să faci ceea ce îți place? Sper că da, adică mă pasionează diferite domenii și aș vrea să și practic în domeniile respective. Sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Momentan studiez psihologie, sunt la master de psihologie. Pasiunea asta, să zic așa, a venit din timpul facultății, că am ales facultatea la întâmplare. În schimb, pe drum, pe parcurs, mi-am dat seama că psihologia este ceea ce îmi place și nu mă văd făcând altceva decât psihologie. Aș face doar cu pasiune ce fac și e exclus să pot să lucrez altfel. Dacă nu îmi place și nu mă implic, nu înseamnă pasiune și atunci dacă nu îmi place, nici n-am rezultate bune. Așa că sunt obișnuit să fac doar cu pasiune și mi-aleg ceea ce fac ca să mă pot implica. În continuare, alături de noi în această seară este Nicoleta Bănlan, trainer. Bună, Nicoleta, bine ai venit! Bună, Evelina, bine te-am găsit! Nicoleta, care este povestea ta în raport de job și pasiune? Ce faci tu, cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? În prezent sunt specialist în ameliorare continuă. O foarte mare parte din viața mea am petrecut-o ca trainer. Inițial ca trainer de limbi străine în multinaționale, după care am avut ocazia să fiu trainer in-house. Cum a apărut pasiunea ta pentru lucrurile despre care o să vorbim în seara asta și te rog să ne spui exact care este povestea? Îmi place foarte mult să încerc lucruri noi, să spunem, și poate și prin prisma meseriei. Am această curiozitate spre nou. La un moment dat am încercat foarte mult tot ce înseamnă dietă vegetariană, tot ce înseamnă să mănânci sănătos, să ai un stil de viață sănătos, care a continuat cu povestea cosmeticelor, să vedem ce folosim, ce fel de produse, ce conțin. Și în felul acesta, tot citind, am ajuns să le și realizez.
Nu ți-e greu să faci față pentru că tu lucrezi full-time în compania în care ești și totuși să te ocupi și de aceasta, să-ți dezvolți această pasiune pe care o ai? Cum faci față cu timpul? Pentru că fac lucrurile cu pasiune, atunci este o plăcere. Într-adevăr, dacă mi-ocupă foarte mult spațiu din puținul timp liber, poate deveni obositor, dar încerc să las acolo un echilibru. Uh-huh. Știu că tu ești pasionată și de ceea ce faci zilnic în cariera ta. Categoric. Foarte frumos. Cum ți-ai dezvoltat această pasiune? Cum ai învățat, detalii referitoare la ten, la tipuri de ten, de piele, pentru că sunt produse cosmetice cele pe care tu le realizezi? Am început să fac aceste produse în urmă cu câțiva ani. Am început cu lucruri simple, care mi se păreau mie atunci la îndemână, și pe măsură ce m-am simțit confortabil, am extins aria de produse și am început să fac noi și noi lucruri. Ingredientele pe care tu le folosești, îmi spuneai la un moment dat, sunt certificate EcoCert. Ce înseamnă asta mai exact? Da. Mare parte dintre ele sunt certificate EcoCert. Le achiziționez de la companii care le promovează, atât aici cât și în Franța, pentru că acesta este un concept care s-a dezvoltat în Franța și apoi în alte teritorii. Vizează un proces de verificare a calității a acestor ingrediente. El s-a dezvoltat de la partea de agricultură, dacă vrem, și s-a extins, inclusiv înspre ingrediente din care să poți să faci produse cosmetice și chiar produse cosmetice. Să spunem că este o garanție în plus că ai un produs de calitate. Sunt foarte pompoase, să zic așa, denumirile ingredientelor. Știu. Tale, colagen marin, mimoză, ulei de chimen negru, nu știu, ai putea să ne spui ce proprietăți au ele, ce înseamnă sau de unde provin, nu știu, câteva informații, pentru că, de exemplu, unt de cocum, nu am auzit de așa ceva. Nici eu până nu l-am văzut pe site, am văzut ce proprietăți are și am zis hai să încerc. Îmi place foarte mult să încerc ingrediente noi. Toți știm sau foarte multă lume cunoaște untul de shea, mulți cunosc untul de cacao, așa este și untul de cocum. Uh-huh. Ce proprietăți ar avea în plus? Se pliază foarte bine pe păr, ajută foarte mult să-l modelezi, mai ales un păr ondulat sau un păr uscat. Și are o textură un pic mai ușoară decât untul de shea. Deci dacă îl aplici pe piele, intră mai ușor și nu rămâne gras la suprafață. Okay. Dacă ai avea milioane de dolari în cont, ce ți-ar plăcea să faci? Să desenezi, să fii ghid, să schiezi? Care este pasiunea ta? Te-ai gândit să ți-o transformi într-un job? Tu ne-ai adus în această seară câteva mostre din produsele pe care tu le realizezi și aș vrea să te rog să ni le prezinți, să le luăm pe rând pe fiecare și să ne spui ce este, ce reprezintă, ce proprietăți are, sigur, la ce ne folosește. Te rog. Cu mare plăcere. Am adus câteva mostre și câteva produse. Aș începe cu un produs care este printre primele pe care am început să le realizez. Este un șampon, în ciuda faptului că multă lume spune că este un săpun. El este un șampon solid, da, care arată ca un săpun aplicat pe păr, începe și face spumă și se comportă exact ca un șampon la tub. De ce am ales această formulă? Pentru că este un șampon care mie mi se potrivește foarte bine tipului de păr. Pentru ce tip de păr este? Acesta pe care l-am aici este pentru păr uscat. Uh-huh. Deci mie mi s-ar potrivi. Ți s-ar potrivi și ție, cu siguranță. Și
Eu, de exemplu, folosesc henna ca să vopsesc părul. Ai auzit. Ce mă deranja la produsele din comerț era că mi se curăța foarte repede stratul de henna. Și atunci am căutat o alternativă, am tot căutat, nu am găsit și am găsit informații despre cum să-mi fac acest tip de șampon. Cu aceeași structură se pot face șampoane pentru păr gras, pentru împotriva mătreții, ceea ce ar veni ca un avantaj este că sunt materii prime de calitate, nu sunt toxice, precum multe ingrediente pe care le întâlnim în șampoanele din comerț. Da, și la care suntem sensibili și alergici de multe Da, ori. Da, și foarte bine răspund persoanele care au probleme cu scalpul. Și care au fost la dermatolog și nu au găsit soluție nici în șampoanele speciale din farmacii. Am văzut că au mai apărut șampoane solide la noi în țară. Foarte multă reclamă li se face în străinătate, în special în state, pentru că acest tip de șampon nu necesită conservanți. Și atunci se consideră că e un pic mai curat decât alte alternative și nu necesită nici ambalaj de plastic. Eu l-am pus așa ca să fie ferit de exterior. În mod normal îl poți ambala într-o pungă de hârtie și se ține ca și un săpun, în săpunieră în baie, într-un mediu uscat. Dar în momentul în care îl comercializezi, nu ai nevoie să contribui la negativ Super. La mediu prin acele ambalaje din plastic. Uh-huh. Deci cam astea ar fi avantajele. Avantajele șamponului solid. Avantajele șamponului solid, da, pe care îl recomand cu căldură celor care îl găsesc. Unul din lucrurile care îmi plac foarte mult este să fac creme. Așa. Creme pentru ten și în special creme antirid. Am adus aici este pentru ten uscat și sensibil, o cremă antirid. Are și ulei de chimen negru, apropo de ingredientele pe care le menționai. Deși este chimenul negru, e albă compoziția. Uleiul nu este negru, doar semințele din care a fost extras. Este un ulei care în Egiptul antic era extrem de apreciat pentru orice afecțiune. Era folosit inclusiv de către faraoni. Proprietățile lui, un șampon, de exemplu, ce am văzut mai devreme, antiseptic, foarte bun pentru curățarea scalpului, pentru piele de asemenea, dar în plus ajută pielea matură, de exemplu. Super! Alte ingrediente are și puțin extract de mimoză. Mimoza este un ingredient natural prețios, un reparator foarte bun al pielii. Este o cremă consistentă, fiind pentru ten uscat, cu o textură cremoasă, destul de solidă, dar nu rămâne grasă. Nu rămâne grasă. Da. Uh-huh. O alternativă a acestui produs ar fi aici, o textură mai ușoară, pentru că se adresează unui ten normal. Dar ca și compoziție are o parte din uleiurile pe care le-am folosit în cealaltă cremă. Procentajul este adaptat la tipologia de ten. Și ca tensor activ antirid, de data aceasta nu mai avem acidul hialuronic din cealaltă cremă, ci avem colagenul marin pe care îl menționai mai devreme. Un extract din alge, în principiu. Din alge, da. Da. Super. Așa, cine mai adus aici? Mai sunt niște creme. Niște lucruri drăguțe. Să vorbim un pic despre zona din jurul ochilor, care este atât de sensibilă. Așa este, într-adevăr. Aici avem un gel, o textură fină și ușoară. Este un gel anticearcăn. Conține cafeină și extract de viță roșie. O iau, viță roșie, nu știam că există roșu. Da, este un extract benefic pentru favorizarea circulației. Deci putem să-l folosim atât pentru zona ochilor, cât și în produse pentru îmbunătățirea circulației picioarelor, de exemplu.
Super. Ok. Tot în domeniul cremelor, ale emulsiilor, aici avem o cremă bogată în ingrediente. Este pentru călcâie, pentru călcâie crăpate. Multe persoane întâmpină această problemă. Da, mai ales vara cu sandale. Mai ales vara, mai ales cei care lucrează în mediul rural, care folosesc încălțăminte din plastic. Este o cremă cu ingrediente de bună calitate, organice și nerafinate într-o primă fază. Cum ar fi untul de shea, untul de cacao, avem și extract de mimoză, avem și gel de aloe vera, puțin pantenol, lucruri care să ajute. Să ajute pielea la să își refacă călcâie. Structura și să se simtă protejat. Mai ai un recipient bleu. Da, recipientul bleu este un alt produs care mi este foarte, foarte drag, pentru că am muncit vreo 2 ani ca să ajung la rețeta aceasta. Wow. Am tot schimbat și am tot făcut experimente. Este un deodorant natural, pentru că sunt atât de multe discuții despre ingrediente, are parabeni, nu are parabeni, are aluminiu, nu are aluminiu. Are alcool, nu are alcool. Exact. Și vedem foarte des pe produse etichete, produs fără parabeni, produs fără aluminiu sau... În schimb, dacă citești un pic și dacă te uiți pe lista de ingrediente, vezi că are alte ingrediente considerate toxice, cancerigene, etc. Și atunci... să faci o alegere devine greu, în care să găsești un produs și să poți să-ți pui la ceea ce se știe în momentul de față e curat. Așa că am muncit mult ca să ajung la această rețetă. El este ca un fel de cremă și se aplică ușor și este foarte apreciat în familia mea. Super! De-abia aștept să-l încerc. Este... Cu mare drag, o să-ți ofer ocazia. Este plăcut și ca miros. Așa, ce ne-ai mai dus aici? Aici ceva foarte simplu de făcut. Este o soluție dezinfectantă pentru mâini. Că, da. Uneori avem nevoie în viața de zi cu zi și găsim aceste lucruri în comerț destul de toxice și ca miros și compoziție. Aici avem un produs natural, în sensul în care am folosit uleiuri esențiale cu proprietăți antiseptice și dezinfectante într-o bază de alcool și glicerină. Alcool de 96 de grade. Am înțeles. Da. Deci este sigur foarte eficient. Este eficient, are un miros plăcut pentru cine apreciază mirosurile naturale de lavandă, de... Oh, da, sunt mari iubitoare de lavandă. În genul acesta, da. Avem un balsam de buze. Oh, care și colorează sau... Da, colorează ușor. Ușor, natural. Da, este un colorant mai puțin puternic decât un ruj, evident. Are o compoziție sănătoasă, în special pentru perioada iernii, în care avem probleme cu buzele, se usucă, crapă, etc. Cu unt de cacao, unt de shea, cu ceară de albine. Iar această culoare nu este atât de pronunțată pe buze. Provine de la un pigment natural, pudră de alcanet. Oh, mai puțin foarte cunoscută. Da, într-adevăr. Folosită și pentru colorarea altor produse, precum săpunul. Așa, și un ultim produs pe care ni l-ai adus. Da. Este ultimul, foarte ușor de realizat. Este un parfum de puls. Ce e mai bun la sfârșit? Cu miros de violete. Oh, ce drăguț! Este un parfum foarte simplu de făcut și cine dorește poate de asemenea să testeze mai multe ingrediente, să se joace cu combinațiile și să obțină diverse mirosuri. Super, foarte, foarte frumos!
Mi-ai făcut poftă, joacă, să zic așa, cu toate aceste produse, sunt mari iubitoare de cosmetice. Nicoleta, din păcate, timpul nostru s-a dus. Aș mai fi ascultat vorbind despre acestea multe, multe minute în șir. Aș vrea pentru final să le adresezi un mesaj celor care ne ascultă și care vor să-și dezvolte o pasiune. Au o pasiune, poate, de genul acesta, nu știu, care necesită muncă manuală. Și care este mesajul tău pentru ei? Cred că este foarte important să încerce. În momentul în care îți place ceva, este bine să pornești pe drumul acela. Poate nu neapărat să-ți setezi obiective foarte ambițioase de la început, dar să nu îți pui obstacole singur. Deci cred că oricare ar fi situația în care te afli, dacă dorești să faci ceva, îți poți găsi timp și resurse și să le duci la capăt atât cât îți permite contextul respectiv, dar cu încredere, curaj și entuziasm. Și entuziasm. Îți mulțumesc mult, Nicoleta, pentru că ai venit și îți doresc mult succes în acțiunea ta. Mulțumesc frumos! A fost actor, iar acum se joacă cu sunete și imagini în spatele camerelor. Rămâneți alături de noi să aflați povestea lui Ionuț. Ce alege între a munci ceva ce nu-ți place, dar din care câștigi foarte mulți bani, și a fi pasionat de munca ta, dar cu câștig financiar mai mic? Mi se pare că dacă faci chiar ceea ce îți place, banii sunt o răsplată care va veni oricum și că nu poți să profesezi foarte bine într-un domeniu în care nu-ți place ceea ce faci. Cred că aș alege să profesez în domeniul care, sau în domeniul care mă pasionează, deși sunt mai puțin bani. În schimb, ai o mai mare satisfacție personală și profesională. Pe când banii, dacă ai lucra într-un domeniu în care ai câștigat bani, cred că ți-ar lipsi ceva. O parte din tine ar fi așa goală. Am ales întotdeauna a doua variantă. Chiar acum aveam în cap o astfel de dilemă. Mi s-a oferit un job interesant, dar în care nu mă simt foarte confortabil pentru că nu e genul meu de fotografie. Și atunci bendulez între a rezolva o treabă și a mă simți bine și câteodată le îmbini, pentru că nu poți să, cum se spune, să faci doar fițe. Dar m-am orientat întotdeauna în a face ce-mi place și unde mă simt eu bine, pentru că aș face foarte bine lucrul ăla și asta e cel mai important. Alături de noi în această seară este Ionuț Ionescu, actor. Bună, Ionuț, bine ai venit! Bună! Oh. Actoria, prima dragoste? Greșesc dacă spun asta? În general mă feresc de sintagme dintre astea arhicunoscute. Prima sau ultima dragoste e profesia pe care am îmbrățișat-o la început. Am terminat Universitatea Națională de Teatru și Film. Am profesat și aș putea spune că încă o fac, dar probabil sub diferite doze și în momentul ăsta doar într-o zonă, și anume a actoriei de voce. Lucrurile au mers oarecum în paralel și când spun lucrurile mă gândesc la profesia de actor și pe urmă la zona de antreprenoriat, până în momentul în care partea de business a devenit atât de, să zicem, solicitantă sau de dezvoltată, da, și a avut nevoie de mai mult timp. Cam aici sunt în ultimii, nu știu, 8-9 ani de zile, dar în continuare țin legătura și cu profesia de actor, cum spuneam, în primul și în primul rând, sub aspectul ăsta al actoriei de voce. De voce. Uh-huh. Totuși mă gândesc că trebuie să ai oarecare pasiune pentru meseria asta de actor dacă alegi să mergi pe drumul acesta. Și la un moment dat, cu toate acestea, ți-ai dat seama că nu asta ți-ai dorit să faci full-time. Cu siguranță. Nici vorbă. De-al minter, nici vorbă. Cred că sunt două lucruri care se completează foarte bine.
experiența pe care am avut-o ca actor mă ajută foarte tare în experiența pe care o am, în primul rând, ca producător și, pe urmă, ca antreprenor. Când spun că mă ajută, atunci când ești determinat să faci un lucru, e important să cunoști domeniul în care vrei să performezi. Zona de antreprenoriat, mai ales în România, e una destul de riscantă, în care dacă nu cunoști foarte bine domeniul în care activezi, ai putea să ai surprize neplăcute. Deci faptul că acum facem, mă rog, de mulți ani de zile facem producție de film, de reclamă, facem dublaje de desene animate și filme pentru televiziune și pentru cinematograf. Toate lucrurile astea se îmbină cumva și au nevoie de un tip de expertiză. Iar experiența pe care am avut-o ca actor m-a ajutat foarte tare. Te-a ajutat, într-adevăr, pentru că sunt în aceeași zonă. Totuși, aș vrea să te întreb ce anume te-a determinat să renunți la a face actorie full-time și să te îndrepți spre zona aceasta care este, într-adevăr, conexă, dar... Am fost mai mereu atras de zona de business. Poate că nici nu știam foarte tare cu ce se mănâncă, dar simțeam că vreau să fiu independent și în anii în care România a fost atât de haotică încât nu putem spune neapărat că avem o piață profesională foarte stabilă pentru zona proiectelor de actorie, a fost cred foarte, foarte important să înțeleg asta și în zona de antreprenoriat. Nu știu, lucrurile cred că s-au îmbinat foarte tare în ceea ce mă privește și am folosit și dintr-o parte și din alta resursele necesare pentru a nu știu, duce la final proiecte foarte bune și pentru a construi niște companii care în momentul ăsta sunt de succes. Menționez pe unul dintre site-urile proiectelor pe care le gestionezi faptul că ai the coolest job in the world. Ce înseamnă asta pentru tine mai exact? Descrie-ne de ce simți asta. Să fii propriul tău șef, să fii propriul tău stăpân, să lucrezi mereu cu oameni care îți sunt realmente apropiați și cu care te simți bine să te înconjori, să fie mereu dinamic, atât de dinamic încât să nu te poți plictisi niciodată, ba chiar să simți uneori că ai vrea să te plictisești și nu ai când. E, asta cred că se poate numi cea mai tare meserie din lume. Nu este stresant uneori această lipsă de timp în care să te plictisești? Nu știu. Aș vrea să-mi spui tu un domeniu care nu e supus stresului. Suntem accidentați zi de zi de tot felul de presiuni. Fie că sunt ele financiare, fie că sunt ele emoționale, sociale. Sunt o grămadă de motive pentru a găsi stres în jurul nostru. Sigur că nici zona asta a producției audio-video sau a distribuției de film pe care în care activăm noi nu sunt ferite de stres. Deci, da, aș vrea să mă plictisesc câteodată, dar nu e cel mai rău lucru posibil că nu o fac. Și cum gestionezi partea aceasta? De unde îți iei resursele să... Cred că dinamica asta atât de grozavă pe care o are tipul ăsta de domeniu, zona producției audio-vizuale, îmi dă energia de a merge mereu înainte și înainte și, sigur, nu știu, de 10 ani
tot dezvoltăm lucrurile pe care le-am început. Suntem pe drumul ăsta și e foarte clar că încă am timp de investit în pasiunea pe care o am, încă am energia de a crede că putem crește și că vom crește în continuare. Deci nici vorbă să-mi doresc în realitate chiar să mă plictisesc. Da, cred că cuvântul cheie aici este pasiune, pentru că dacă ai această pasiune, într-adevăr poți să treci și poți să gestionezi orice obstacol și orice... Cred că am fost norocos și cred că sunt în continuare norocos să pot să fac din pasiune o profesie și o afacere. Nu cred că mi-aș fi dorit vreodată să fie altfel. Vă plac reclamele TV, videoclipurile, desenele animate, dar v-ați gândit vreodată cum se creează ele? Rămâneți alături de noi pentru a descoperi acest lucru. Povestește-ne, Ionuț, puțin acum despre proiectele pe care tu le faci în momentul acesta. Ce tipuri de producții ai? Sunt două zone în care activăm și în care parte din companiile noastre lucrează. Una este producția video, alta este producția audio, alta este distribuția de film. În zona producției audio realizăm dublajele filmelor și seriilor pentru televiziune și pentru cinematograf. Deci probabil că mulți dintre telespectatorii tăi au văzut foarte multe dintre proiectele pe care noi le facem fără să știe neapărat că sunt făcute de noi. Cred că, nu știu, 50-60% din totalitatea materialelor, dublajelor existente în momentul ăsta pe piață, wow, sunt făcute de noi. Chiar dacă aș putea trece drept artist, cred că îmi place foarte tare să cunosc și cifrele și pot să spun că în momentul ăsta avem 22 de angajați permanenți și peste 300 de, în primul rând, peste 300 de actori colaboratori. Wow. Și pe urmă încă probabil câteva zeci de tehnicieni și alte tipuri de colaboratori. Ce detalii, nu știu, ne poți da din culisele unei producții, nu știu, să zicem, unui dublaj din acesta de film, da, sau de desen animat despre care ne-ai zis? Cât se lucrează? Cred că e primul lucru pe care vi-l pot spune este că e tare să vezi animațiile înainte ca ele să se lanseze, nu? Adică să fii primul care le vede. Noi cam așa lucrăm. Cu mult înainte ca o serie sau ca un film să se ducă la TV sau în cinematografe, primim niște materiale, niște preview-uri, cum le-am spune, niște filmulețe. Poate că nu sunt finalizate neapărat, poate că animația uneori nu e definitivată. În formă dar mai brută. Exact, dar cu siguranță subiectul e în picioare, personajele sunt bine creionate și atunci noi adăugăm vocile peste această animație, vocile în limba română, uneori și în alte limbi. Cred că e destul de tare să ai privilegiul ăsta. De alminteri, din culise, imaginează-ți că într-un soi de borcan, cum ne place să spunem, într-un soi de cameră mută, cameră surdă și mută, da? Un actor cu căștile pe urechi face ca toate visele, da? Uitându-se la un ecran în care există proiectată o animație. Da, e distractiv. Asta pe partea de producție audio. Pe lângă asta, foarte multe dintre reclamele care în momentul ăsta sunt pe radio, pe TV, au vocile înregistrate prin studiourile noastre. Foarte multe dintre cântecele pe care copiii și tinerii le urmăresc în animații, asemenea, sunt făcute la noi.
Da. Foarte tare. Acum dinamică... vom avea și o imagine în față atunci când auzim dublajele și vedem. Cred că pot să spun, tot așa, întorcându-mă ușor la cifre, noi dublăm în jur de între 120 și 200 de episoade de serii pe lună și probabil câteva filme. Da, asta voiam să te întreb, dar bănuiesc, adică este un volum foarte mare, foarte cam mare, cât timp vă ia, nu știu, cât ar fi cel mai scurt timp în care ați finalizat în general proiect? Lucrăm în calupuri, fie că vorbim despre un film cap-coadă, fie că vorbim de o serie, lucrăm într-un calup. Sunt foarte rare proiectele când lucrăm doar pe câte un singur episod. Lucrăm 5, 6, 10 episoade odată. Asta ne dă un oarecare randament și oarecare eficiență. Spre exemplu, un actor care e invitat să-și împrumute vocea, o să înregistreze într-o sesiune nu doar replicile dintr-un singur episod, ci probabil replicile din 5, 6, 7 episoade. Dar, și așa mai departe cu fiecare. Nu lucrăm, nu adunăm oameni împreună pentru aceeași sesiune de înregistrare, ci fiecare își înregistrează replicile în mod individual și separat. Deci proiectul este omul, cumva, pe care îl splituiți voi după aceea în... Adunăm vocile de la mai mulți actori și pe urmă trecem la partea de editare și pe ulterior la mixaj. Venim vorba despre mixaj, sunt două zone specifice, da? Una pentru televiziune, care are nevoie de un sunet creat stereo, da? Pentru cele două boxe ale televizorului, pentru cele două dictatoare, și pe urmă partea de cinematograf, unde vorbim de un sunet surround, da? Pe care noi trebuie să-l plasăm în așa fel încât senzația în cinematograf să fie că ești acolo, că ne înconjoară, că ești, da, parte din acțiune, partea de sunet. Pentru final aș vrea să te întreb de ce este important pentru tine să fii pasionat de ceea ce faci în fiecare zi și ăsta să fie totodată și sfatul, inspirația pentru cei care ne ascultă. Nu e important să fii pasionat. Fiecare om are propriile sale pasiuni. Cred că e important să-ți urmărești pasiunile și să-ți urmezi instinctele. Cred că la finalul zilei fiecare om are puterea să-și găsească un lucru la care ține cu adevărat și din care să creeze o profesie. Am văzut de atâtea ori persoane care au activat prin corporații an de rândul, au avut poziții înalte și la un moment dat au zis stop, o să mă duc să-mi fac o florărie. Sau stop, pasiunea mea e o grădiniță, vreau să am grijă de copii toată viața. Asta înseamnă că la un moment dat se întâmplă ceva și ăsta e cazul fericit. Când subconștientul poate zona emoțiilor scoate la suprafață ceva care te face să-l urmezi. Cred că asta aș recomanda tuturor celor care îți urmăresc emisiunea, să încerce să-și urmeze visurile îndeaproape. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta și de-abia așteptăm să vedem următoarele producții. Cu mare drag, mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați rămas cu noi și în această seară și vă doresc să dați plus valoare vieții voastre, trăind-o cu entuziasm, curiozitate și pasiune. La revedere!